Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic de foarte povară Dumnezeu mântuirea noastră. Amin. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă aduc salutul Bisericii Betel din Arad. Sunt pentru prima dată în Canada și prima dată pe unii de seara aceasta am fost și la Subie. Și vreau să vă aduc salutul acesta din 2 Cronici, capitolul 15. Versetul 2 și 7. Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu El, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Voi, dar, întăriți-vă și nu vă lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Domnul să vă binecuvinteze, să vă ajute să aveți o răsplată. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre ispită. Noi nu evaluăm corect pericolul acesta al ispitei. Vă amintiți sigur că Domnul i-a spus lui Petru noaptea aceea fatidică, noaptea aceea grea, când Mântuitorul se lupta în Ghețimane, rugăciune, Domnul a prevenit pe Petru și i-a spus, Petre, roagă-te să nu cazi în ispită. Spunea Mântuitorul că Domnul este plin de rândă, dar carnea este neputincioasă. Eu, multă vreme, l-am judecat pe Petru, că n-a putut să vegheze în rugăciune, că l-a luat somnul, dar mi-am dat seama că e o luptă și cu somnul. Eu mă lupt acum cu fusul orar și mă lupt așa să nu adorm și alerg. Ies pe stradă, la aer rece, mă întorc de nou. Și mă lupt și văd că este o ispită. I-a găsit dormind. I-a mustrat și a spus, n-ați putut veghea un ceas cu mine în rugăciune. Ce să înțelegeți, fraților? Petru a căzut la ispită. A plâns cu amar pentru că n-a vegheat. Și Domnul l-a prevenit. A spus, roagă-te, Petre, Satan a început să vă ceană ca grâul. Eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piară. Este o luptă puternică în aceste ispite. Și pasajul care s-a citit în Psalmul 95, am vrut să îl citim în seara aceasta, să pot porni de la ispita de la masa, de la Meriba. Observați, deci, că ispita poate să fie să vină peste noi, să cădem în ispită, să fim ispitiți de cel rău, să fim ispitiți de poftele noastre, o să citim și în cartea lui Iacob, să vedem mecanismul acesta care acționează cel rău asupra noastră, să înțelegem cum lucrează această ispită, care sunt fazele ei. Că sunt niște faze, dacă nu suntem atenți, finalul spune și păcatul odată înfăptuit aduce moarte. Și asta e dezastru, asta e tragedie. Să preîntâmpinăm la timp aceste ispite care pot veni. De asemenea, putem să îl ispitim noi pe Dumnezeu. Așa cum spune Psalmul 95. Era o mare tristețe. Sunt cuvintele Mântuitorului, o mare dezamăgire pe care a avut-o Dumnezeu când s-a exprimat în sensul acesta referitor la poporul ales, poporul care Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului. Sigur că Dumnezeu s-a supărat pe ei. Au văzut minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Marea Roșie despicată. Mana care venea din cer și o culegeau în fiecare dimineață. N-a fost niciunul bolnav. N-a avut febră, n-a avut bătături, n-a avut exeme în pustiu, cum trăiau în condițiile care trăiau. Erau sub norul lui Dumnezeu și aveau tot ce aveau nevoie. De aceea Dumnezeu s-a supărat pe ei. În continuu au cârtit. Vă citesc din Exod, capitolul 17. O să mergem la aceste pasaje să înțelegem. Vreau să tragem o concluzie, să fim motivați de a ne ruga mai mult, nu ca Petru. Nu îl acuz eu pe Petru, vreau să fie un exemplu didactic pentru noi în seara aceasta.
Pentru că vedem rezultatul nevegherilor. Cunoaște foarte bine ce s-a întâmplat din cauza nevegherilor. Și el a plâns cu amar și a așteptat momentul reîntâlnirii cu Domnul Iisus. Când citiți acolo la, în cartea lui Ioan, după înviere, când s-a arătat Domnul Iisus, e o chestiune foarte ciudată acolo, ei erau la pescuit. Pe mal era Domnul Iisus. Și a strigat de acolo de pe mal: copilașilor, aveți ceva de mâncare? Pentru că ei depindeau de pescuit. Și atunci Ioan a înțeles și a spus: este Domnul. Și când Petru a auzit că este Domnul, asta vă spuneam, o ciudățenie care s-a întâmplat, el n-a mai așteptat să ajungă cu barca după pescuirea aceea minunată, să ajungă la mal să vorbească cu Domnul Iisus. S-a încins, că era dezbrăcat, s-a aruncat în mare și a început să înoate, să ajungă primul la mal, că atunci când se va întâlni cu Domnul Iisus, dacă are ceva să-i spună, să-i reproșeze că s-a lepădat, să-i spună numai lui, să nu-l facă de rușine de față cu ceilalți. Și așa a făcut, a înnotat cu putere, a ajuns la mal și parcă îl văd tot în jurul Domnului Iisus, până vine barca, parcă să-i spună ceva, până vin ceilalți, să nu-l facă de rușine, că Petru era mereu în față, era recunoscut și se simțea așa ca un lider în fața celorlalți. Chiar dacă toți se vor părăsi, spunea el în noaptea aceea ale lepădării, eu mă duc cu tine până la moarte. Așa era de ambițios și așa îi plăcea lui să fie în față. Domnul nu i-a reproșat. L-a întrebat: Petre, mă iubești? Vedeți, un examen cu aceeași întrebare. Trei probe cu aceeași întrebare. Petre, mă iubești tu mai mult decât acești? Da, Doamne, te iubesc. Paște-mi rușei. Mergi un pic mai departe și Domnul iar îl întreabă. Greu, apăsător peste Petru. Petre, mă iubești? Petru s-a așteptat să-i spună ceva, să-i reproșeze. Îi era rușine. A plâns cu amar că s-a lepădat de Domnul. Da, Doamne, știi că te iubesc. Paște uițile mele. Ei, când l-a întrebat a treia oară, el a tresărit. M-a lepădat de trei ori? Mă întreabă acum de trei ori? E greu pentru mine să spun iarăși că iubesc? Am mai declarat odată că mă duc el până la moarte. Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Paște oile mele. Iubiți frașii și surori, nu e reproșat. S-a luat așa deoparte. I-a spus cum are să moară, să nu se streseze. De aceea el, în noaptea în care a fost legat de Irod, între patru cetări, între patru soldați, dormea liniștit. Că Mântuitorul i-a spus: Petre, când vei fi bătrân, te vor încinge și te vor duce unde nu vei vrea. Și era liniștit. Ce minunat este Domnul! Nu i-a reproșat. Nici nouă Domnul nu ne reproșează atunci când ne întoarcem și ne pocăim. Slăbiți să fie Domnul. Amin. Ne vrea cu gelozie pentru slavă. Amin. Dar până atunci trebuie să fim atenți la provocările care sunt, la ispitele care vin, pentru că Dumnezeu poate fi întristat din cauza nevegherii noastre. Vă citesc din Exod. Vă citesc această ispitire. Este la începutul cărții. Au ieșit din Egipt cu vasele lor, cu aluatul nedospit, cu toate, cu vasele împrumutate, ca să recupereze ce au muncit la egipteni, vase de argint, multe, așa cum i-a învățat Dumnezeu, care este drept. Sigur, a făcut o recuperare care trebuia făcută. Dar acolo la Refidim, poporul n-a găsit apă de băut, s-au certat cu Moise: dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns: pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Și zicea: pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici, cu
cu copiii și turmele noastre. Fraților, eu mă regăsesc de multe ori în pasajul acesta. N-am spățit niciodată așa că parcă mi se pare că totul e pătros, că Dumnezeu ne ajută, că nu mai răspunde, că mă rog degeaba și nu mă ascultă și parcă merge din ce în ce mai rău și nu văd soarele, nu văd lumina, nu văd izbăvirea și cârtim și noi de multe ori. Dar nu este același Dumnezeu care ne-a ajutat altă dată? N-am văzut noi lucrările Lui altă dată în casele noastre? Slăviți să fie Domnul! Le-am văzut! Ce a spus David când a fost în fața lui Saul? Care erau argumentele lui că se va duce împotriva filisteanului? Și ce a spus David? Împărate, eu am păscut oile tatălui meu și a venit ursul. Și dacă s-a împotrivit, i-a smuls oaia din gură și dacă s-a mai împotrivit, doar i-a smuls falca. Împărate, a venit leu. Și am făcut la fel. Dacă a fost obraznic cu mine și n-a vrut să-mi dea oaia, apoi i-am luat oaia și i-am rupt falca. Cine mi-a dat leu și mi-a dat ursul, îmi va da și pe acest tăiat împrejur. Așa a gândit David. S-a uitat la lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lui. Să ne uităm și noi la ceea ce a făcut Dumnezeu mai înainte și să depășim momentul acesta al cârtirii, al nemulțumirii, al stărilor noastre confuze înaintea lui Dumnezeu. Nu-i place că atunci când cârtim. Nu-i place să stăm nemulțumiți. Nu-i place să împrăștiem această nemulțumire, pentru că noi o spunem și alții. Ne-am săturat, la adunare nu merge bine, nu suntem mulțumiți de comitet, nu suntem mulțumiți de păstori, nu știu ce nemulțumire aveți, nu știu, n-am vorbit cu fratele Iosef de nemulțumirile care aveți, nu știu. Dar dacă sunt aceste nemulțumiri, gândiți-vă că Dumnezeu se supără. El este Cel care ne poartă de grijă ca un tată bun. Numele Lui să fie binecuvântat. Are milă de noi. Nu ne face după fără de legile noastre. Nu ne pedepsește după faptele noastre. Își aduce aminte că suntem țărână. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne. Să ieșim din stările acestea. Citesc aici în cartea Exodul. Abia ieșiseră din Egipt. Vedeți, este capitolul 17. Foarte aproape. În capitolul 12-13 au sărbătorit Paștele, au cântit și au primit prepelițe, au primit mană, acum erau setoși, vroiau apă. Și au cântit, dar ce am reținut eu din pasajul acesta? Fac o paranteză aici și dacă este cineva care poate să soluționeze o anumită problemă, de exemplu, mă pot adresa unui lider, poate fi un lider de tineret, poate fi un dirijor de cor, poate fi păstor, ca lider. Iată ce a spus Domnului Moise, care era liderul la vremea aceea. Ca niște pași care trebuie să-i faci. Treci înaintea poporului. Versetul 5. Ia cu tine câțiva bătrâni. Găsește niște oameni care se aruncă de rugăciune. Fă un grupulet de rugăciune care are o problemă și trebuie să te rogi. Cei trei tineri, Daniel s-a dus la cei trei tineri și a spus, mă, trebuie să ne rugăm. Aici este o poruncă de la împărat, dacă nu descoperim taina împărat, dacă Dumnezeu nu ne vorbește, am terminat, s-a dus cu noi. Hai să ne rugăm. Și Daniel a cerut ajutorul celor trei tineri. Și iată un grup de rugăciune de patru oameni, s-au rugat și Dumnezeu le-a descoperit taina. Adună vreo 2-3 de plâni în jurul tău, de-a spus Domnului Moise, ia-ți în mână toiagul, folosește de autoritatea care o ai, și ca părinte în familie de asemenea, folosește de această autoritate, spune copiilor din Cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să vii tu cu putere de la tine. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Spune din Cuvântul lui Dumnezeu ceea ce vezi în viața copilului și contracarează cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul Iisus l-a înfruntat pe Satana, Satana a venit tot cu o parte din Scriptură, că este foarte diplomat, foarte viclean, și a venit așa cu o parte din Scriptură, să mergem și la ispitirea Domnului Iisus, și Domnul Iisus i-a interpretat corect Scriptura. L-a înfruntat cu Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea și în familie, și oriunde, și liderul de tineret, și așa, spune-le celor care vin cu răzvătire, cu nemulțumire, spune-le versete din Scriptură. Folosește autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu.
Niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Doamne ajută-ne! Citim mai departe. Eu voi sta înaintea ta. Lasă-L pe Dumnezeu în față, întotdeauna. Nu te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Pune-L pe Dumnezeu în față. Și după ce Dumnezeu a dat biruință, noi facem o greșeală. Luăm un pic din slava Lui. M-am rugat, eu am făcut, noi ne-am adunat, ne-am tres, noi am făcut, noi am tres. Nu. Oamenii Scripturii, după ce Dumnezeu a dat biruință, că îl întreabă împăratul, poți tu să întâlcuiești? A spus, noi e împărat, este un Dumnezeu. El a dat un răspuns împăratul. Iosif îl întreabă, faraon, poți tu să tâlcuiești? Este un Dumnezeu care descoperă taie. Oamenii Scripturii au arătat întotdeauna spre Dumnezeu. Doamne, și noi vrem să arătăm spre Tine. Dacă suntem aici, este că Tu ai fost cu noi. Dacă Tu ne-ai dat biruință, familie, este că Tu ai fost cu noi. Dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, pentru că Tu ai fost cu noi. Recunoaștem puterea Lui Dumnezeu, recunoaștem binecuvântarea Lui Dumnezeu, lăudăm numele Lui, așa cum spune Psalmul 95, ne încredem în El, pentru că noi suntem turma pășunii Lui. El este Domnul Dumnezeul nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să recunoaștem pe Dumnezeu. Iar în final, fraților, aici am vrut să ajung. Ce exprimare aveau domniile lor, nemulțumiții, cârtitorii, spuneau așa. Se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? M-a durut când am citit fraza aceasta. Asta l-a deranjat pe Dumnezeu. Cum să spui după ce ai văzut lucrările lui Dumnezeu? Ai trecut Marea Roșie ca pe uscat? Îți dă mană în fiecare dimineață? Când pornești cu tabăra, este noapte, norul este luminescent, fosforescent deasupra, da? Și le dă lumină. Niciun popor nu s-a încumetat să-l atace, că au văzut că deasupra tabărei este o lumină. Ce forță, ce putere, ce popor este acesta? Ziua, norul acela mergea cu ei. Am văzut uneori vara, când era greu așa și lucram fie la coasă sau alte probleme la câmp sau copil fiind la sfeclă, la alte, și era cald, cald, cald. Și când venea câte un nor așa mic și se așeza deasupra noastră și aveam o vreme de umbră, ne aduceam aminte cum Israel în fiecare zi, norul acela ciudat care era ca o lumină noaptea și ca un nor ziua, mergea cu ei. Spune Scriptura, se ridica norul, porneau și ei cu tabără. Cobora norul mai jos și se oprea așa cumva deasupra lor, tăbărau o săptămână, două, trei, cât stătea norul deasupra taberei lor. Când se ridica norul și pornea, porneau și ei să rămână sub acest nor, să nu-i bată soarele ziua și să nu fie întuneric noaptea, să stea sub norul acesta. Cum să întreb tu, oare este Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Fraților, pe Domnul îl deranjează această ispitire, aceste întrebări grele. Eu mai spun așa când cineva m-a întrebat câte ceva incomod și spun nu. Eu îi spun, nu pune întrebări incomode. Este o întrebare incomodă, deranjantă pentru Dumnezeu. Oare este Domnul între noi? Și Psalmul 95 spune, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masă în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că vă suseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta, ce greu, să spună Dumnezeu așa ceva.
Știți că Dumnezeu are câteva păreri de rău în Biblie. Spune la un moment dat, sigur cred că s-a adresat îngerilor Fiului, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Spune la un moment dat, după ce l-a uns pe Saul ca împărat, îi spune lui Samuel, Samuele, îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat. Îmi pare rău. Sunt aceste păreri de rău ale lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, iubite ascultător, nu vă cunosc pe toți, foarte puține fețe am recunoscut, timpul a trecut, probabil și dumneavoastră v-ați mirat că părul meu este alt și l-ați știut cândva altfel, și eu mă mir că găsesc oameni pe care din televremi l-a modelat și nu mai este așa cum îl știu eu. Ne mirăm, timpul trece, dar măcar să treacă cu folos. Să fie cu folos de mântuire, să treacă spre bine și când vom ajunge acolo la El, să ne poată spune rugă bună și credincioasă. Ai crezut ce am spus eu, ai făcut ce s-am cerut, ai fost peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Iată, nemulțumirea Domnului, exprimarea lui Dumnezeu, m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Iubiți ascultători, în locul lor am intrat noi. Dar dacă noi nu rămânem, noi de aici, dacă noi nu rămânem în ascultare, dacă noi nu rămânem supuși lui Dumnezeu, dacă noi nu rămânem în dragostea Lui, dacă noi nu rămânem în cerințele Lui, aduce pe alții. Îi spunea Mardoheului Estera, nu cumva să crezi că dacă ești acolo sus, ai să scapi. Dacă tu nu ne ajuți, ajutorul tău vine din altă parte. De asemenea, spune și Petru, în psalmele a scris, slujba lui s-o ia altul. Dacă noi nu facem ce ne spune El, dacă nu stăm la îndemâna Lui, Dumnezeu aduce pe altul. Am văzut în viața aceasta, în timpul care a trecut, am văzut persoane a căror loc, a căror slujbă a luat-o altul. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Are oameni care să-L slujească. Are oameni pe care poate să-i aducă în locul nostru. Știți ce a spus contemporanilor săi? Va veni de la răsărit și de la apus și vor intra în împărăția lui Dumnezeu și fiii împărăției vor fi scoși afară. Această împărăție va fi luată de la voi, spunea preoților și cărturarilor, și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ce încredere a avut Dumnezeu în noi. Domnul Iisus, privind în timp, ne-a văzut și pe noi, cei de aici, cei din România, românii împrăștează pe toată fața Pământului și Dumnezeu a avut încredere în noi. Domnul Iisus a spus, acel neam care va înlocui pe poporul Israel, va aduce roadele cuvenite. Stimați ascultători, nu-L dezamăgiți pe Dumnezeu. Aduceți roadele cuvenite, faceți lucrarea lui Dumnezeu. Faceți-vă cere El, rămâneți în ascultare, să nu spună într-o zi și nouă cum a spus despre ei. Îmi pare rău, m-am scăvit de neamul acesta. L-am suportat atâția ani și de ea l-am suportat. Dumnezeu să ne păzească, să nu îl ispitim pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Apoi, sigur vă spuneam, ispitirea din partea celui rău. Citesc în Luca, îmi place mai mult pasajul din Luca despre ispitirea Domnului Iisus. Și ce vreau eu să vă spun? Dacă obraznicul și mânul Lucifer a îndrăznit să vină la Fiul lui Dumnezeu, ei se cunoșteau mai demult. A avut Lucifer o poziție specială. N-a fost mulțumit cu poziția lui. A zis, mă sui, mă Iisus, vreau să fiu ca Dumnezeu. Deși erau flautele în slujba lui, împodobit special, un fel de dirijor extraordinar, un fel de conducător al laudei înaintea lui Dumnezeu, special pregătit. Toate erau în slujba lui. Dar n-a fost mulțumit.
voi fi ca Dumnezeu, a zis el, și a fost aruncat în adâncimile mormântului. Așa ne spune Cartea Sfântă, fie pasajul din Ezechiel, fie pasajul din Isaia. Și obrazul cu acesta a venit la Domnul Iisus. Ce credeți dumneavoastră? Nu o să vină la noi? Nu o să vină la dumneata? Mântuitorul a spus și sigur, e grea comparația, n-aș spune-o. Mă doare așa, Mântuitorul a spus, dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, ce se va face cu voi niște uscături? E greu. Dar așa suntem. Fără El suntem niște uscături. Dacă nu pune El sevă în noi și viață în noi, pentru că a luat o vie, a așezat-o pe o vale foarte mănoasă, a pus vițele cele mai alese, mă uși la ceas, nu vă ispitesc și eu, da? Le-a pus pe o vale foarte mănoasă și a făcut tot ce trebuie. I-a pus un gard, a să poată un teasc, a îngrijit-o și aștepta să aibă struguri buni. Și că încolo via a făcut struguri sălbatici. Și Dumnezeu, iarăși în nemulțumirea Lui și în durerea Lui, a spus, ce aș mai fi putut face viei mele și noi am făcut. Am să o las acum, să o calce mistretul și așa mai departe și copitele cailor și așa mai departe. Îi voi dărâma gardul și va fi păscută de vitei. Când a văzut Dumnezeu că acest procedeu nu a funcționat, a schimbat un pic lucrurile. L-a trimis pe Fiul Său. Și Fiul Său a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine, aduce multă roadă. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Pe mlădița care aduce roadă, eu o curățesc, ca să aducă și mai multă roadă. El a pregătit mai dinainte faptele bune ca noi să umblăm în ele. Și iată-ne altoriți în acest butuc. El este vița, noi suntem mlădițele și suntem chemați să aducem roadă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Luca, capitolul 4. A venit la Domnul Iisus să-L ispitească și a folosit cele trei ispite. Sunt domenii, dacă vreți. Mai sunt și altele. Bunicul meu, când s-a pocăit, s-a pocăit mai greu. Cânta la vioară în sat, la horă. Spunea el că venea Enescu, sunt în comuna George Enescu, venea Enescu și asculta. S-ar putea în rapsodiile lui Enescu să fi fost și ce cânta bunicul cu colegii lui la hora din sat. Și s-a pocăit are greu. A citit Biblia de vreo trei ori până s-a pocăit. Și spunea el, când s-a pocăit, l-a visat pe vrăjmașul, pe satana, într-un cojoc de oaie, de blană de oaie, așa pe exterior, și de fiecare fir de la acela de lână a târnat câte o sticluță cu soluții. Avea soluții pentru orice problemă. Avea soluții pentru orice om ca să-l prindă și să-l ispitească. Așa l-a visat bunicul. Și într-adevăr, toată viața a fost conducător de-a noi, toată viața bunicul a fost atent, știind că vrăjmașul e viclean și caută să aducă tot felul de tulburări. Am auzit multe povești din adunare. Eram până în clasa a patra, în sala bunici, și am ascultat multe istorii, istorisiri, cum au venit unii oameni să-i atragă de partea lor, cu alte învățături, multe. Nu e timpul să vă povestesc aceste încercări care au venit peste biserică. Dar el a rămas credincios lui Dumnezeu, știind că are de luptat și nu s-a lăsat convins nici de un curent, nici de altul. A mers drept pe această cale a mântuirii. Așa ne cere Dumnezeu să mergem drept. Iată cele trei domenii, da? Postise 40 de zile și 40 de nopți. Unii au impresia că ceea ce era grav era că făcea pâine la porunca diavolului. Dar dacă citim cu atenție, altul era substratul. Și alta era șmecheria cu care a venit diavolul. Și zice, ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu vezi cum arăți. Ai slăbit, abia te miști. Hai să mănânci repede. Caz de foame, o să te prăbușești. Poruncește ca pietre acestea să facă pâini, să mănânci mai repede, să prinzi putere.
Dar Domnul Iisus a spus un lucru care sună și pentru noi. Și vreau să fac o mică paranteză la capitolul acesta. Știți că sunt oameni care nu vor să postească că vai, pe mine o dat stomac, mi-e așa de rău, îmi doare capul. Simt așa o slăbiciune în ziua de post, mă mișc de un scaun pe altul, mi-e foarte greu. Mă lupt puternic cu și organismul meu se prăbușește. Știți ce spune Isaia 58? Cuvintele lui Dumnezeu despre post. Vine vrăjmașul și ne compătimește, vai de mine, nu? Tu nu poți să postezi, nu cumva lasă biserica sau anunțează de post, dar nu-i pentru tine. Vă citesc din Isaia 58. Am rămas uimit, fraților, și eu vă spun asta că și eu tare greu am postit. Eu numai când mă gândeam, eram mai tânăr, eram copil, am început să postez, așa în clasa așa, ca 8-a, când ne-a învățat tata, mama, numai când s-a anunțat că e zi de post, parcă mă lua așa o slăbiciune. Nici nu începeam ziua de post. Așa venea vrăjmașul, vai, dar tu nu poți, ce o să faci? O să-ți fie sete și multe, multe care venea. Azi ai de lucru, trebuie să mergi, nu știu unde, trebuie să faci. Și venea cu tot felul de compătimiri din acestea, nu cumva să postim. Bama, a fost o încercare în biserică, nu știu de ce sunt îndemnat să vă spun aceasta. Probabil să anunță zi de poștă de rugăciune și la unii doare undeva în cot că să anunță zi de poștă de rugăciune. Ce s-a întâmplat odată în amela Betel? Eu am pățit. Și vreau să vă spun această experiență, să nu cumva să pățiți ce era să pățesc eu. Dumnezeu n-a îngăduit pentru că m-am lăsat și eu disciplina. S-a anunțat prin lucrare, Duhul Sfânt a spus să intrăm repede în poștă rugăciune, că vrăjmașul vrea să dea o lovitură. Dar eu am zis, iar zi de post, vă mărturisesc, frate, și sunt în conducere. Eram și sunt în conducerea bisericii. A venit vrăjmașul așa cu o răzvătire în mine, cumva ca să nu postez. Odată cu biserica. Și s-a dat așa o luptă, vă mărturisesc sincer. S-a dat așa o luptă, postesc, nu postesc, iar lucrări, iar, dar ce chiar așa face vrăjmașul ce vrea el? Puțin, deci, în mintea mea, cel rău a adus un fel de răzvătire. Să nu postesc. Da, am tot luptat așa cu mine în Sfânt, dar nu o să mă topesc cu poze de poșură. Dacă Dumnezeu a spus așa, așa e de greu, o zi, a venit Duhul Dumnezeu și nu m-a lăsat. Ce s-a întâmplat, fraților? Ca să vă înțelegeți strategia cel rău. Cei care au fost implicați într-un accident, imediat a venit un accident, a intrat o mașină de rapaj, mergeau doi frați mai tineri din biserică în misiune, unul dintre ei, din dreapta șoferului, era ginele meu. Dacă eu nu mă aliniam la poșe rugăciune, era riscul ca ginele meu să moară în accident și fiica mea să rămână văduvă cu 3 sau 4 copii, că s-a avea atunci. Observați ce viclean a fost vrăjmașul. Un al doilea din mașină era Beni Boariu, fratele lui Cristi. S-au răsturnat cu mașina, dar Dumnezeu n-a îngăduit ce a vrut diavolul să facă, pentru că poporul lui Dumnezeu a intrat la cuvântul lui Dumnezeu în zi de poștă de rugăciune. Slăviți să fie Domnul! Dacă aveți provocări cu biserică, dacă Domnul vă cere, conducerea hotărăște, se vede nevoia aceasta unei zile sau două zile, marța și joia, marța și vinerea, nu știu cum se stabilește. Fraților, nu vă topiți! Nu o să vă distrugeți. Uitați ce spune Isaia 58. Am rămas uimit. Eu am subliniat cu roșu aici. În capitolul 58 Isaia cu versetul 11. Domnul te va călăuzi niciodată dacă vei aduce postul plăcut mie. Da? Așa spune. Nu mai am timp să citesc tot capitolul. Da? Citesc numai versetul 11. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Deci îți va da soluție și unde nu-i soluție. Din punct de vedere omenesc. Eu asta înțeleg. Va deschide ușa la care nici nu te aștepți. Va pregăti omul care să te ajute la care nici nu te-ai gândit. Pentru că e Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Și spune aici cuvântul, atenție, va da din nou putere mădularelor tale. Slavă Domnului! Nu te topim! Ascultați-mă! Nu se topește omul! Degeaba vine cel rău să ne compătimească. Vai de mine! Tu nu vezi cum arăți? Că ai ținut și tu două zile de post, aș știu eu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mare putere are rugăciunea. Amin. Și mare putere are, și mai mare are putere rugăciunea cu însoțită de post.
sau postul însoțit de rugăciune. Domnul să ne ajute. Așa a venit vrăjmașul să-l compătimească. Și Domnul le-a spus, și asta vă spun și eu, și asta e mare adevăr, omul nu trăiește numai cu pâine. Îmi place așa de mult în ziua de post și în Isaia 58, provocarea este să faci ziua plăcută, să stai înaintea Domnului, să meditezi. Și îmi place așa de mult. Și acum când încep o zi de post, decuplez motoarele, fac legătură cu cerul, citesc mai mult în Biblie, meditez la ce a făcut Dumnezeu, meditez la ce va face Dumnezeu, îi spun problemele care le am, îi le reamintesc, că ele știe. Doamne, Tu toate le știi, a spus Petru. Dar îi le amintesc. E nevoie să ne rugăm. E nevoie să ne rugăm. De aceea, Domnul să vă ajute, apoi a fost celălalt domeniu al mândriei. A spus el o minciună că toate s-au lui, dar a zis, dacă te închini înaintea mea, ți le dau ție, o să fii cineva pe pământ. Vine vrăjmașul cu mândria. Stimați ascultători, cântăreților, recitatorilor, predicatorilor, cei care sunteți aici, mame care aveți un copil care cântă grozav, părinți care aveți nu știu ce copii deosebiți, nu lăsați mândria să vină. Mândria este înaintea căderii. Diavolul a căzut datorită mândriei. Și atunci când am sezizat eu lucrul acesta, aspectul acesta, atunci când noi ne mândrim, el are acces la Dumnezeu și îi spune, da, pe mine pentru mândrie mai dat jos. Cu asta ce faci? Și el este un mincinos, el este un pârâș, pârâșele frații lui. Vine și chiar la cugetul nostru vine obraznicul să le acuze tot felul. De aceea, feriți-vă de mândrie. Dărâmați această mândrie care prinde inimile oamenilor. Cântăreți care cântă așa de grozav că nimeni nu mai cântă ca ei. Predicatori care sunt așa de grozav că nimeni nu-s ca ei. Și like-uri și vizualizări și așa mai departe. Auziți? Își pierd răsplata. Dacă o fac din mândrie, și-au pierdut răsplata. Doamne, ajută-ne să te slujim pe Tine cu smerenie. Să învățăm de la Mântuitorul, că El a spus învățat de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu să ne ajute. A fost al doilea examen și al treilea, sigur, o provocare să ispitești pe Domnul, să-L verifici cumva pe Domnul dacă respectă cuvântul și îl probezi cumva, ca și cei de la Meriba și de la Masa, oare este Domnul între noi sau nu este. Stimați ascultători, Domnul să ne ajute, să ne binecuvânteze, să depășim aceste examene, să le trecem cu bine. Cel rău să nu reușească să ne ispitească. Ce se întâmplă? Într-un examen căzut, vine hotărârea divină să mai treci o dată pe examen. Ai fost în cuptor, în încercare și n-ai stat până la capăt, ai cârtit și ai strigat la Dumnezeu într-un fel sau altul, se poate repeta experimentul. Și iarăși intri în încercare și iarăși intri cu un tort. Domnul să ne ajute ca atunci când ne încearcă El să ne găsească bine, să ne găsească devotați lucrării Lui, să ne găsească gata pentru a-L urma. Domnul să fie cu noi, să avem putere. Amin. Amin.